Într-adevăr, sunt un om dezordonat în casă, acasă, în viață, în principiu. Uit unde îmi pun lucrurile, uit unde îmi sunt actele, am 3 certificate de naștere că le pierd și după aia le găsesc și între timp fac altele și așa mai departe, adică sunt praf cu actele, nu știu nimic despre bani, probabil pentru că mintea, mă gândesc că mi-e ocupată cu, nu cu roluri neapărat, cu profesia în sine și sunt foarte concentrată și dedicată acestui lucru și atunci nu mai încape și viața privată, dar mă descurc. Dar așa ați fost din, nu știu, din copilărie, din școală sau pe parcurs când ați început profesia, s-au schimbat cumva prioritățile? Nu, dezordonat am fost de când mă știu, adică cu capul nori așa de când mă știu. Ce se întâmplă, fenomenul ăsta care se întâmplă în profesie, nu aș putea să-l explic. Adică cum de suntem de fapt doi oameni într-unul singur, nu știu să explic asta, nu știu de unde vine, habar n-am. La filmări, aici la Fructul Oprit, cum procedați? Aici e totul pe repede, nu prea am timp de rugăciuni. Da, cineva acolo știe. Aici e puțin altfel, adică aici apeși pe buton și trebuie să fii. Nu e puțin diferit decât la teatru, se merge mai mult pe amănunte, pe, și dacă ai greșit, poți să mai tragi o dată, adică poți să mai tragi o dublă. E, din punctul ăsta de vedere, e mai simplu, din alte puncte de vedere e mai complicat. Îmi puteți povesti o scenă la care a fost nevoie să apelați mai, la mai multe duble? Mă refer acum la serial La Fructul Oprit. Nu. Deci totul merge așa, jnur. Da, da. Pentru că mă simt bine făcând lucrul ăsta și pentru că îmi place mult și pentru că mi-e la îndemână și adevărat că am și experiență, adică am multe meciuri în picioare și mi-e mai ușor decât, dar mi-aduc aminte cum era la început, adică la început era coșmar. Mi-era o frică de camera asta îngrozitoare. Aveam tentația să mă transform în altcineva decât sunt. Acum nu mai am nicio problemă, că nici nu o văd la filmare. Dar înainte a fost groaznic. Câțiva ani de zile a fost foarte rău. Vă referiți la perioada după facultate, nu? Adică când erați la început. Da, 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 după facultate. Se și filma destul de puțin atunci și când apucam câte un film, câte ceva, eram terorizată de asta.